În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și Iisus, văzând credința lor, i-a spus: Fiule, iertate-ți sunt păcatele tale. Iubiți credincioși, ne aflăm, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, în cea de-a doua duminică a Sfintelor Paști. Este mult, este puțin, depinde de la ce capăt privim. Dacă privim așa de la început, cu siguranță că mai e mai mult. Dacă privim din partea cealaltă, deja sunt primele două trepte pășite. De multe ori m-am întrebat de ce Sfinții Părinți în această a doua duminică au rânduit a se propune înaintea noastră o vindecare cu totul spectaculoasă. Și anume, se spune că Mântuitorul, intrând în Capernaum, a stat câteva zile și după câteva zile s-a aflat că este acolo și s-a adunat mulțime multă de oameni, astfel încât nici măcar pe locul din fața intrării nu mai avea cine să mai stea. Și au venit patru inși care purtau cu pat cu tot pe un prieten de-al lor, un slăbănog. Și văzând că nu pot intra sub nicio formă, s-au apropiat și au desfăcut acoperișul, spune Sfântul Evanghelist Matei, Marcu, și au coborât înaintea Mântuitorului patul cu prietenul lor. Și Mântuitorul, văzându-l, i-a spus: Fiule, iertate-ți sunt păcatele tale. Numai că printre cei care se aflau în casă erau și niște cărturari și niște farisei care gândeau în sinea lor: ce blasfemii spune acesta? Numai singur Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și ne spune tot Sfântul Evanghelist Marcu, cunoscând ce gândeau, le-a spus: de ce gândiți cele rele inime voastre? Ce este mai simplu? A spune: iertate sunt păcatele tale? Sau a spune: Fiule, ia-ți patul tău și mergi la casa ta? Și continuă Sfântul Evanghelist spunându-ne că pentru a cunoaște că putere are Fiul omului, a zis omului aceluia: Fiule, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și acesta, luându-și patul, a trecut prin mulțime și a mers la casa sa, iar cei care au rămas acolo au spus: niciodată nu am văzut așa ceva. Iubiți credincioși, sunt foarte multe vindecări pe care Mântuitorul ni le săvârșește în timpul celor 3 ani și jumătate cât a avut activitatea publică, să zicem, pe pământ. 3 ani și jumătate, chiar acum mă gândesc, e mai puțin decât un mandat. Și ne-a arătat atâtea minuni și mă tot gândesc de ce dintre toate a ales tocmai acest capitol al vindecării celui adus de către patru prieteni. Mulți ani de zile am crezut că e vorba de prietenie, să învățăm cam care sunt relațiile noastre cu ceilalți, să avem așa o prietenie, să zicem, activă. Nu acum o prietenie de îți dă câteva like-uri la fiecare poză și când te întâlnești cu el pe stradă nu te cunoaște. Nu știu ce se numește prietenie, dar mă rog. Bine, e adevărat că și semantica a luat-o puțin, nu zic razna, dar măcar pe arătură. Zice: am vorbit toată noaptea cu cutare. Vă zic, nu v-a auzit nimeni. Nu, că am scris. Păi zi, bă, că ai scris. Am vorbit, păi știi ce înseamnă cuvântul pe care îl spui în față celuilalt? Este un cuvânt pe care ai curaj să îl spui uitându-te în ochii lui, așa ca să înșirui niște cuvinte la care să nu te gândești prea mult. Nu e același lucru, pentru că dacă veți răsfoi așa puțin pe verticală, cum se răsfoiește în ziua de astăzi, nu se mai răsfoiește. Înainte, dădeai cu degetul și dădeai pagina de la
dreapta la stânga. E acum nu, se dă cu degetul de jos în sus. Dacă le răsfăiți, să vedeți acolo câte cuvinte urâte sunt, încât te întreb, mă, da, omul ăsta, dacă era față în față cu mine, ar fi avut curaj să le spună chiar, sau măcar s-ar mai fi cenzurat o leacă, să zicem așa. Ei, și vorbim despre prietenie și totuși nu cred că despre acest lucru vrea să ne învețe biserica. Mă gândesc că este în post. Niciodată nu am întors această situație cu fața către post. Această vindecare însă este cu fața către post și către un mod de viață. Și ca să înțelegeți ce m-a făcut să gândesc lucrul acesta, despre care vreau să vă spun, este faptul că am citit din viața Sfântului Francis de Assisi că mergea odată într-o zonă populată de un trib și a văzut la un moment dat că era o mișcare și acea mișcare venea spre ei, era un alai. Un alai în care toți erau îmbrăcați foarte bine, pictați, mă rog, îmbrăcați. Dress code-ul era al tribului, nu era al casei de modă de la Milano. Și când s-au apropiat, duceau un sicriu și răposatul era la vedere. Era ăla îmbrăcat așa de bine și așa de pictat extraordinar pe el și a întrebat Sfântul Francis, zice, dar ce e cu el? Ce faceți aici? Și au răspuns, suntem într-un alai și îl conducem pe acesta care a fost fiul șefului de trib. Ce, dar în ce credea? E, din păcate, spun cei care îl conduceau, nu credea în nimeni și nimic. La care Sfântul se uită la el și zice, da, mare păcat, să fii așa de bine îmbrăcat și să n-ai unde să te duci. Iubiți credincioși, cred că despre asta este vorba în vindecarea de astăzi. Ne-am întrarmat cu 2 săptămâni de post. Ne-am îmbrăcat cu virtuți, ne-am îmbrăcat cu postiri, ne-am îmbrăcat cu tot felul de spirite critice și analitice și ne-am montat ochelari care să citească și arealul de 0,03. Să vedem dacă nu cumva conține urme fine de ou. Sau dacă nu cumva, așa cum am citit eu undeva, Parisul al de post poate să conțină nu știu ce fiertură de la oase de vită care să facă nu știu ce reacție. Deci cu asta ne-am întrarmat noi ca să ce? Ca să ne ducem unde? La cel care asta vrea de la postul nostru? Cu siguranță că nu. Fraților, suntem pictați pe față cu ură și noi avem curajul să fim în alaiul acesta care ne duce nicăieri. E clar că un astfel de post nu ne duce nicăieri. Să nu credeți acum că vorbesc despre alții, nu. În general, creștinii au o problemă. Problema aceea că sunt credincioși în tot ceea ce se scrie în Sfânta Scriptură, care sunt lucruri adevărate, valabili pentru vecinul lui. Cam așa stăm noi. E bine, haideți să o luăm acum de la început. Dacă vrem să ne întrarmăm cu postul, bine facem. Dar ce înseamnă a ne întrarma cu postul? A ne îmbrăca într-un anumit fel? A ne smoli, cum zice Mântuitorul, despre cei care vor să arate omul că postesc? Nici de cum. Postul, ca să știm clar că este bine primit și că ne ajută la ceva, trebuie să ne întrebăm unde ne duce. Dacă vreți, poate că sună așa puțin întunecat, dar nu e deloc întunecat, e chiar luminos din punctul meu de vedere. Postul este cortegiul acela care ne poartă către ceva. Către ce ne poartă? Către în ceea ce am crezut toată viața noastră. Nimeni nu este condus într-un loc în care să-l aștepte altcineva decât cel în care toată viața a crezut. Postul trebuie să ne ducă undeva. Postul trebuie să ne ducă la o adresă fixă. Dar adresa aceasta trebuie să știm foarte clar că, în primul rând, trebuie să o cunoaștem noi.
Și dacă vrem să conducem pe altcineva, să-i arătăm cum să face, trebuie să știm exact care este adresa. Eu mă mai pomenesc din când în când cu un colet care vine așa și spune: știți, am pornit către dumneavoastră, sunt agentul cu tare și vin cu un colet. Nici o problemă, peste jumătate de oră, zic, mă, n-o fi nimerit omul sau o avea o rază de acțiune așa de mare și îl sun eu. Unde vă aflați? Păi ce, mai avem puțin, am intrat în Tomis Plus. Zic, ce cauți acolo, mâncate arțața? Păi zice, nu sunteți dumneavoastră pe strada Amsterdam? Zic, mai citește odată. A, Rotterdam. Mie mi s-a părut că e Amsterdam. E adevărat că seamănă foarte mult. Unul începe cu A și unul începe cu R, dar restul e perfect. E tot în Europa. Și când vine... Ce, da, pe acea stradă nu am eu dreptul să vi-l aduc. Trebuie să-l duc întâi la sediu, să mai stea 3 zile, să-l ia colegul. Zic, da, acum tu care l-ai luat așa peste rând. Păi ce, eu l-am luat așa că mi s-a părut că este Amsterdam. Zic, du-te acum și vin cu el, te faci că Amsterdam s-a mutat în Constanța, nu e la Tomis Plus. Nu m-am înțeles. Ce vreau să vă spun din toată această poveste? Contează foarte mult ca atunci când te roagă cineva să-l ajuți, trebuie să te informezi foarte clar unde vrea să-l ajuți să meargă. De exemplu, pe mine mă roagă fiii mei duhovnici să-i duc undeva. Și mă uit așa la ei, mă, pe unul, după, te uiți și cu ce este înzestrat, adică dacă are mai multă răbdare, dacă... Și aici sunt multe lucruri, nu poți să-l duci pe om, de exemplu, pe șosea, când îl vezi că el are niște cauciucuri în na-na-na, când îl vezi că poate să ducă, ia-o, tată, și taie drumul, ia-o pe munți. Dacă îl vezi că are suspensiile mai prăpădite așa, zici, mă, nene, știi ce, hai măcar 2 zile de post, una alta, îl iei mai cu binișorul. Trebuie să știi foarte mult unde vrea să ajungă. O să ziceți, dar nu toți ne pregătim să ajungem măcar acum anul ăsta la Sfintele Paști? Da, dar contează foarte mult nu cumva să depășim Paștele, că dacă ne luăm prea multă viteză, s-ar putea să trecem de Paști să nu știm că am trecut. Adică ne luăm prea multă viteză în post. Vă imaginați acum, dacă tot ne-am montat ochelarii de văzbusei și citim acolo că nu e adevărat, nu are urme de ou, nu are nici de pastă de vită, nu are de nimic, putem foarte, foarte bine să facem aprovizionarea. Și te pomenești acolo că burdușești frigiderul, de atunci când vine Paștele, îți pare rău că trebuie să-l dai la o parte ca să bagi mielul. Și de multe ori, de asta vă spun, s-ar putea să treacă, ce, lasă că întâi terminăm ăstea și după aia începem cu mielul. E, riscăm să trecem dincolo de Paști cu această atitudine. Dar se mai întâmplă și altceva. Ce înseamnă postul nostru? Și unde ne duce? Păi dacă postul nostru înseamnă să nu vorbesc cu vecinul, că dacă vorbesc, las că știu, că dacă mă apuc de vorbă, ăsta se bagă în seamă cu mine și cine știe ce-mi cere și după aia nu mai dă și după aia o să mă supăr pe el că nu mi-a dat și uite așa, se strică relația. Mai bine nu mai vorbesc deloc, acum măcar până la post, până la Paști, nu mai vorbesc cu nimeni. Cu soția nu mai vorbesc pentru că cine știe ce îmi reproșează și eu mă enervez și dacă mă enervez o să iasă altceva, nu e bine. Cu copiii nici atât că nu mă ascultă niciodată. Păi, fraților, păi unde duce postul ăsta? La izolaționism. Păi dacă ne izolăm așa, e clar că ne duc cei 4 pe brațe. Dar unde ne duc? Că la un moment dat te întreabă cineva, bă, unde duceți pe ăsta? În ce a crezut ăsta? Păi n-a crezut în nimic. Bă, păcat, era băcat frumos. Are postul pe el, are toată imaginea asta a unui om care este foarte atent în biserică, nu cumva să cârie careva pe la și tras de brăcinar. Băi, nene, ai grijă, una alta. Mă, nu zic, nu, trebuie să fie într-adevăr între noi o normă de conviețuire. Dar nu asta este totul. Că de fapt noi nu ne adunăm aici la biserică să facem un exercițiu de a fi cu minți. Trebuie să facem un exercițiu de a pleca alții de aici. Și dacă tot plecăm de aici, unde plecăm? La cel în care credem.
Păi credem sau nu credem? Avem un drum așa numai până la Paște, anul ăsta este pe 28 aprilie și atât? Păi de asta avem noi nevoie? Noi avem nevoie ca în perioada aceasta de până la Paște să ne schimbăm astfel încât cei care ne văd trecând pe stradă noi să nu mai fie nevoie să întrebe ce-i cu ăsta. O, dar ce-i cu ăsta? Nu! Zice, bă, dar ce radios e ăsta, sigur postește. Acolo trebuie să ajungem. Dacă îl vezi așa, că dă mărunt în buze la toate cele, aoleo, îi vezi pe în piață, fraților, s-a făcut cartofii 3 lei, vai, dar unde o să ajungem, dar ce o să facem? Mă, fratele meu, în loc de un kilogram, e jumătate de kilogram, gata. Nu se uită, în general să știți, cârpătașii de genul ăsta, nu se uită cât s-a făcut kilogramul de cremvuști de soia. Nu, acolo nu-l interesează. Îl interesează că s-a făcut cartoful. De ce nu ții mâine nepost cu cartofi? Păi știi, mă, dacă s-a făcut cartoful și cu varza. Păi se poate. Trebuie să știm, într-adevăr, întotdeauna, când plecăm de undeva, să știm unde ajungem. Dacă noi am început acum 2 săptămâni călătoria asta a postului, trebuie să știm că finalul, deadline-ul, ca să zic și pe românește, să mă înțeleagă și copiii ăștia de să uite pe telefoane, este schimbarea mea. Măi copii, nu este finalul postului, nu e 28 aprilie, niciun caz. Finalul postului este schimbarea mea în bine. Este acceptarea mea că trebuie să intru într-un alt mod de viață. Dacă nu, păi tată, a venit cineva și îi spunea duhovnicului, știți, nu mai pot să mai țin post negru până la 6 seara. Tăsoro, dar cine te-a pus să țin? Pot numai până la 4. Ai de mine. Zice, și mă scol la rugăciune numai jumătate de oră înainte mă puteam scula. Măi, fraților, măi, fraților, diavolul niciodată nu doarme. Vreți să facem un concurs? Cine mănâncă mai puțin și cine doarme mai puțin? Păi asta înseamnă să fie post? Asta înseamnă să fim credincioși? Cu siguranță că nu. Nu asta vrea biserica de la noi. Dumnezeu nici atât. Trebuie să înțelegem că a posti, în afară de faptul că nu vreau să deranjez pe nimeni acum, dacă postul tradițional este să facă într-un fel sau într-altul, să-și vadă de rânduiala lui, dar numai să nu tragă de mânecă pe altcineva. Eu vă spun că dacă această rânduială a postului nu merge până la a face măcar un singur lucru pe zi, altfel decât l-ai fi făcut dacă n-ar fi fost post, n-am postit deloc. De exemplu, prima duminică din post, cu prima ispită, vii la biserică și găsești niște stârpi așa, în mijlocul drumului. Asta e primul, că de la 1 mai o să îi vedeți foarte târziu stârpi ăștia, că o să vă opriți mai încolo, pe la Lupoaică. Și atunci ce faci? Bă, uite ce făcură ăștia. E, nu e așa. Eu, de exemplu, am aflat că biserica este mai departe de casa mea cu încă 3 minute. A, nu s-a mutat biserica, nu, itinerariul pe care trebuie să merg. O să se facă mai departe și cu jumătate de oră mai încolo. Dar asta contează. Când m-am dus prima dată la Paris, a trebuit să mă uit pe hartă și pe toate instrumentele pe care le aveam și eu la dispoziție și am făcut vreo 2 ore și jumătate până să ajung la biserică și am zis, o, Doamne, dar eu când sunt acasă dau slavă lui Dumnezeu că ajung de 10 minute? E, cam așa se pune problema. Și ziceam, prima duminică, prima ispită. Și atunci stai și te gândești, mă, dacă tot a început postul, nu cumva este pentru mine o provocare ca să mă învețe Dumnezeu cum să mă comport cu mine însumi la început, nu cu ceilalți. Cu mine însumi ca să mă văd să nu cârtesc. O să spuneți, mai bine, părinte, dar dacă nu cârtim asta, nu cârtim mai altă, unde o să ajungem? O să ajungem acolo lângă cel în care am crezut toată viața. Dacă vreți asta, dacă vreți dreptatea, mă rog, de aici ne despărțim. Vă duceți cu dreptatea și asta este. Mâncați numai o dată pe zi, fără un de lemn și
Vă duceți acolo și, Doamne, uite ce care treaba aia, dă-i pe aia la o parte. Am mâncat odată pe zi și fără un de lemn. Hai, te rog frumos, ăla e locul meu după dreptate. Și o problemă, poate vă iese, nu știu, dar încercați. Problema este următoarea. La fiecare încercare trebuie să ne întrebăm sincer ce am învățat din aceasta. Am învățat necârtirea? N-am învățat. E, atunci o să-mi dea Dumnezeu după 1 mai să învăț necârtirea? Sau nu? Dacă am învățat-o suficient, cu siguranță că de la 1 mai nu o să mai fie nevoie de așa ceva. Dar vedeți, există o întreagă vâlvătaie în care ne ardem. Nu neapărat ne ardem de foame sau de nesomn. Postul ăsta trebuie să cauterizeze ce este bun în noi. Pentru că, de fapt, doza face otrava. Un venin, dacă este bine cântărit și bine drămuit și așezat, îți face bine. Dar dacă este luat fără măsură, te întâlnești mai repede cu cel în care ai crezut sau nu ai crezut. Așadar, și în viața de fiecare zi, atitudinea pe care o avem față de încercarea la care suntem puși face diferența între otravă sau medicament. Dacă o vedem ca pe otravă și începem să scriem, să facem tot felul de intervenții, nu, că dreptatea noastră este așa, sau pe dincolo, cu siguranță că este otravă. Dar dacă constatăm că ne putem șlefui, ne putem așeza, putem să facem și un canon al mișcării, putem să facem lucruri pe care poate că nu le-am face dacă n-am fi obligat să le facem, atunci medicament va fi orice obstacol care ne este în față. Iubiți credincioși, aș vrea ca duminica aceasta, a doua, din post, să ne ajute să plecăm acasă altfel. Îmbrăcați bine suntem, dar atunci când întreabă cineva unde ne ducem, să se vadă pe noi unde ne ducem. Să se vadă pe noi că suntem pregătiți să ne ducem către Cel în care toată viața am crezut și pentru care am postit în folosul celor pe care i-am luat cu noi să-i ducem mai departe. Așa să ne ajute Dumnezeu.